stimați colegi. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Demnitatea umană și drepturile fundamentale nu pot fi suspendate. Stimate domnule prim-ministru Ludovic Orban, democrația înseamnă responsabilitate și nu independență iresponsabilă. Pot să afirm, fără să exagerez, că m-a șocat informația semnalată de agenția France Press în data de 19 martie, informația conform căruia România înștiințează Secretariatul General al Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la activarea articolului 15 din Convenție, care prevede suspendarea Convenției Europene a Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului. Am aflat ca pe vremea României comuniste o informație de interes public prin intermediul agențiilor de presă străine, fiindcă instituțiile abilitate din țară au ascuns această informație. Tot am fost bucuroși când România a aderat la Consiliul Europei în 1993. Ne-am bucurat când România a recunoscut rolul fundamental al instrumentelor organizației de la Strasburg, când a devenit parte la 105 convenții și a semnat alte 16, dintre care unele foarte importante din punctul comunității maghiare din România, cum ar fi Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale, Cartea Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare, respectiv Cartea Autonomiei Locale. Cu această notificare, semnată în data de 17 și trimisă pe data de 18 martie la Strasburg, România s-a alăturat Letoniei, acestea fiind cele două state din comunitatea europeană care au activat punctul 15 din convenție. Conform jurisprudenței Curții Europene, derogarea de la CEDO se poate invoca în cazul de urgență numai atunci când se pune în pericol viața națiunii și doar dacă sunt inadecvate măsurile permise de convenție pentru menținerea siguranței, sănătății sau ordinii publice. Dat fiind faptul că nicio autoritate a statului nu a comunicat sau justificat publicului român această măsură, nu se știe concret ce drepturi sunt restrânse sau eliminate. România în prezent, practic, se sustrage de la orice formă de ocrotire a drepturilor sau de răspundere ulterioară pentru încălcarea lor în timpul prezentei stări. Numai în paranteză, Letonia a menționat care sunt drepturile care se restrâng. Stimate domnule prim-ministru, consider că această suspendare nu este justificată, este excesivă și disproporționată. Lupta împotriva coronavirusului trebuie să ducem uniți, dar această unitate nu se poate realiza fără încredere. Încrederea se bazează pe transparență și pe respect reciproc. Solicit să fim informați corect, nu numai cu privire la derogările solicitate, dar și cu privire la perioada acestei derogări. Totodată, sper ca odată cu revenirea la normalitate să fie respectate și convențiile enumerate mai sus, respectiv Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale, Cartea Europeană a Limbilor Regionale, respectiv Cartea Autonomiei Locale. Convenții care, deși ratificate de România, au fost lezate în repetate rânduri în ultima perioadă. Vă mulțumesc, Biro Jolt, deputat, circumscripția numărul 28, Mureș. Mulțumesc. Vă mulțumesc.